Dacă ești din lumea evanghelică, foarte probabil știi că trebuie să citești Biblia de pe site-ul biblia.ro sau ai versiunea Cornilescu, dacă ai o Biblie mai veche, o ai de la părinți, de la bunici, sau ai versiunea GBV, Gideon, Ulcioru, sau cum se numită, care este în practic un Cornilescu, un limbaj mai revizuit. Și dacă ai să mergi în ea online, de exemplu, mergem, să zicem, Geneza, capitolul 6, să îl iau la întâmplare, este exact topul. Hai să vezi pasajul exact cum îți spune deschis Biblia la Geneza, capitolul 6. Și bineînțeles, dacă ai fi ortodox, este aceeași discuție, numai că anumite cărți sunt numite puțin diferit, de genul Exodul este numit Ieșirea, sau Iosua este numit Iosua Navii. Dar lăsând mici astfel de nuanțe și ca anumite cărți sunt extra, canonul ortodox este mai vast, cel rănesc. Dacă ai să mergi la Geneza 6, ai să vezi că este același lucru. Singura diferență este că nu există nota asta, stricăciunea oamenilor. Se pare că protestanții au adăugat la Biblie. Iar dacă există în manuscrise, nu există în mod clar în manuscrise mai vechi. Dar dacă vrei să pari mai intelectual, dacă știi cuvântul pe engleză, Geneza, care ar fi Genesis, poți să cauți pe Bible Gateway. Și recomand Bible Gateway, pentru că în internetoritate are și traduce precum NTLR, care este puțin mai modernă, are puțin mai multe note și notele sunt mai de bună calitate, de genul că îți spun că există, de exemplu, diferențe în manuscris sau câteodată îți dau un context care este adăugat în text. De genul că nu știu că bofer este probabil chiparos. Și așa mai departe. Și s-ar trebui să conteze pentru tine să știi că boferul este sau nu un chiparos. Că este probabil sau nu. Dacă știi doar asta deja, probabil că este foarte bine, în special dacă vrei să vezi traduceri în alte limbi. Dacă știi, bineînțeles, Cornilescu, dar dacă știi în spaniolă, rusă sau ce-ar fi, hai să vezi mai multe opțiuni. Și sunt foarte interesante măcar să vezi discuțiile pe text. Dar dacă vrei să ridici puțin jocul, recomand să știi site-ul numit Bible Hub și are versiunea interlineară. Iar de ce este importantă versiunea interlineară? Pentru că vezi la fel textul pe ebraică sau aramaică, chiar nu mai știu care este. Eu nu știu să le disting din script. Dar important este că ce se citește de la dreapta la stânga și poți să vezi dacă ai dubii, dacă o versiune gen Cornilescu traduce mai fericit sau mai nefericit un pasaj. Și acesta este să fii un clar în interesul că ești interesat de efectiv ce spune textul. Și ai și versiunea fonetică, din câte înțeleg. Și dacă ne oprim aici, este foarte interesant, dar dacă ești interesat care este versiunea LXX sau Septuaginta, poți să dai click aici și în principiu poți să iei textul de aici, de exemplu, acesta deschis un tab, folosesc Translate, eu folosesc Translate Google Note LD, detectă limba și apoi poți să vezi că textul este așa relativ similar cu ce te aștepți în Biblie. Și bineînțeles poți alege română. Și așa poți să traduci rezonabil exact cum este știut în manuscrise. Dar dacă știi doar asta, este un pas imens. Dar dacă vrei să te uiți efectiv pe manuscrise, cred că cel mai complet manuscris care este catalogat și posibil, și acesta este mult mai util în Noul Testament decât în Vechiul Testament, este Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus, vezi litere cu litere, vezi notele editorilor, ar fi însemnat și efectiv textul. Și l-ai tradus în engleză, germană, cred că greacă și rusă. Și așa poți să vezi, de exemplu, că anumite pasaje, de exemplu, Marcu se oprește la versetul 8 și apoi Luca începe imediat după. Și acest lucru poți verifica și pe manuscris
și respectiv diferitele adaosuri, dacă sunt. Dar, dacă ești interesat în special de Vechiul Testament, această sursă este, din câte știu eu, cea mai completă sursă de nivel academic, care este folosită și de academicieni și este și gratuită. Și dacă ești interesat în special de Vechiul Testament, deci un adventist sau un evreu, există site-ul Sefaria.ro. Deci dacă mergi pe site-ul Sefaria, implicit, Tanacul înseamnă Vechiul Testament și ai mai multe studii, inclusiv Midrash, Halakha, Kabbalah și ce mai fi. Dar excluzând asta, ai tot felul de referințe, dicționare de la epocă medievală până în ziua de azi. Nu numai că este discutată, dar nivelul de analiză este formidabil. De ce nu? Am să iau tot Geneza 6, care îl luasem înainte, și ai aici pasajul cu puncte și de genul, dar când ai click pe el, ai să vezi comentarii din Talmud, Midrash, Targum și ce mai fi. Și nu numai că ai diferențe de astea și inclusiv manuscrisul care cel puțin se găsește, dar din câte am văzut, cam acesta este cam singurul manuscris descris și bineînțeles că eu nu știu să citesc. Dacă este bine scris, bănesc că este bine scris. Dar poți să vezi, așa cum ziceam, cu un context extraordinar de mare. Și m-am uitat de curiozitate dacă discută perspective suficient de moderne, de genul ipoteză documentară sau de ce ar fi. Și este, are secțiuni foarte bine explicate cu pasaje paralele unde se discută despre construirea textului care pare a fi făcut cu doi autori și gândirea inclusiv istorică a ipotezei documentare. Iar acesta cred eu că este important ca și resurse și în plus pentru oamenii interesați. Sunt și studii specifice dacă sunteți interesați de așa ceva. Deci este o resursă mult mai complet decât orice ce este creștin. Și nivelul este, bineînțeles, academic. Nu este doar un set de apologetică care caută să armonizeze două diferențe dintre două pasaje care nu se potrivească și trebuie să existe explicație. Aceasta este mult mai bine construită ca și rezultat. Iar dacă vă place, sper să le urmeți continuare. Toate aceste resurse vor fi în descriere și dacă vă plac astfel de clipuri, dați un like, distribuiți-le la alții și la frații voștri creștini, sunteți creștini, pentru că este bine să ridicăm nivelul discuției. Aceste resurse cred eu că o să te ajute, în special că sunt gratuite toate. Pa, pa! Ne vedem data viitoare!